Salutare și bun venit la un nou episod din Fitness Academy, unde subiectul principal este colagenul. Probabil ați observat că acest supliment nutritiv se regăsește sub tot mai multe forme în ultimul timp, însă nu este o surpriză deoarece toată lumea poate beneficia de administrarea acestui supliment nutritiv. Motiv pentru care astăzi ne vom concentra asupra factorilor care afectează nivelul de colagen, care sunt beneficiile unui aport suficient și de ce este util să consumați acest supliment. Pentru început, să discutăm puțin despre ce înseamnă magia colagenului. Este o proteină care este cel mai frecvent prezentă în corpul mamiferelor și este o componentă structurală din țesuturile conjunctive, adică piele, cartilaj, tendoane sau oase. Cu toate acestea, colagenul se regăsește și în ficat, rinic, inimă sau dinți. Există mai multe tipuri de colagen care sunt prezente în mod optim în organism. Dacă există o creștere semnificativă a unui tip față de altul, acest lucru ar putea duce la o rigiditate tisulară sau, din potrivă, la o creștere semnificativă a elasticității. Nivelul de colagen din organism se modifică de-a lungul vieții din cauza mai multor factori. Aceștia deteriorează sinteza colagenului sau sau accelerează degradarea acestuia. Din păcate, primul factor care nu îl puteți controla este vârsta. Odată cu înaintarea în vârstă, nivelul acestuia din organism scade în mod natural, ceea ce este într-o oarecare măsură legat de problemele musculoscheletice de care se plâng deseori persoanele în vârstă. Cu toate acestea, Producția de colagen este afectată și de nivelul de stres pe care îl puteți influența parțial, cum ar fi prin tehnici de relaxare sau un management mai bun al timpului. Statul la soare în exces are în mod similar un efect negativ. Acest lucru se datorează faptului că nivelul ridicat de radiații ultraviolete reduc producția de colagen, așa cum se întâmplă și în cazul fumatului. De asemenea, și iubitorii de dulciuri ar trebui să fie atenți, deoarece zahărul poate suprima producția de colagen motiv pentru care ar trebui să înlocuiesc dulciurile cu fructele și legumele pentru a asigura un aport suficient de vitamina C. Acest lucru are un efect incontestabil asupra producției de colagen. Putem spune că fără această vitamină, organismul nu este deloc capabil să producă colagen. Cu toate acestea, și persoanele cu boli autoimune pot întâmpina dificultăți în producerea colagenului. De exemplu, lupusul poate influența în mod negativ nivelul de colagen din organism. Vă gândiți să vă concentrați mai mult pe aportul de colagen? Atunci sunteți pe calea cea bună. Este posibil să vă încurajeze și alte câteva aspecte interesante legate de proprietățile colagenului. Primul aspect pe care femeile îl vor aprecia în principal este capacitatea acestuia de a încetini într-o oarecare măsură îmbătrânirea pielii îmbunătățește elasticitatea pielii și reduce apariția ridurilor și altor semne asociate cu îmbătrânirea. În prezent, cercetătorii analizează și posibilul efect al colagenului asupra reducerii incidenței acneei. Alte capacități ale acestei proteine includ susținerea funcțiilor articulațiilor, a cartilajului și a întregului sistem musculoscheletic. Conform studiilor, colagenul nativ de natura de tip 2 poate ajuta la ameliorarea simptomelor tipice ale inflamațiilor, cartilajului, cum ar fi durerile, umflăturile sau afectarea funcțiilor. De asemenea, colagenul este benefic pentru sănătatea oaselor, fiind componentă importantă și, prin urmare, ajută la menținerea forței acestora. Aportul adecvat de colagen poate ajuta la evitarea problemei subțierii oaselor la bătrânețe. Cu toate acestea, și sportivii de forță pot beneficia de aportul de colageno Mușchii reprezintă țesuturi compuse din 1 până la 10% din această proteină, ceea ce este esențial pentru buna lor funcționare. În orice caz, este important să consumați suficiente proteine pentru a vă atinge obiectivele, deoarece colagenul nu poate face totul de unul singur și trebuie să menționăm și importanța colagenului pentru sistemul cardiovascular. Este una dintre cele mai esențiale componente ale pereților vaselor de sânge, iar concentrația acestuia are un impact major asupra funcționării corespunzătoare a flexibilității și rezistenței vaselor. După cum puteți vedea, colagenul are multe efecte pozitive asupra organismului. În prezent, această proteină este încă subiectul multor studii, deci este foarte posibil ca pe viitor lista beneficiilor sale să continue să crească. Deocamdată însă, ne rezumăm la faptul că poate aduce beneficii persoanelor de toate vârstele care doresc să aibă o piele sănătoasă și un sistem musculoscheletic care să funcționeze corespunzător. Dacă vă gândiți că suplimentarea cu colagen este ideală pentru voi, vă mai rămâne un singur lucru de făcut, să decideți care dintre formele acestuia merită încercată: colagen pulbere, shot, băutură ready to drink sau capsule. Depinde doar de voi, atât pentru astăzi Sper că ați aflat totul despre beneficiile colagenului și despre motivele pentru care este potrivit să includeți acest supliment în dieta voastră. Distracție plăcută și așteptăm cu nerăbdare să ne revedem în următorul episod din Fitness Academy. La revedere.